Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul deputat Gabriel Avrămescu, liderul PNL Buzău. Domnule Avrămescu, aș vrea să vorbim și despre proiectele pe care le-ați adus în atenția buzoienilor chiar în perioada campaniei electorale, cel puțin în cazul uneia dintre ele. Am văzut că lucrurile încep să se concretizeze. Am stat chiar de vorbă și cu domnul Costel Vânătoru. Este vorba, cred că v-ați dat seama cu toții, despre banca de gene. Ați avut o întâlnire. Vreau să vă rog să ne povestiți un pic despre acest proiect și bineînțeles că nu putem să uităm proiectul în ceea ce privește aducerea Universității Dunărea de Jos la Buzău. În ceea ce privește proiectul banca de gene, proiectul banca de gene nu e, ca să fim corecți, nu este inițiat de noi, nu noi l-am adus în atenția publicului, păi e proiectul domnului Costel Vânătoru. Noi nu am făcut altceva decât să-l susținem și în campanie electorală. De altfel și domnul Vânătoru, să știți că a spus întotdeauna că nu este un proiect politic, tocmai. Este un proiect de suflet. Proiect pentru comunitate, dar nu numai pentru comunitatea din Buzău, e un proiect de importanță națională. Pentru că aici, acum stând și ascultând mai multe despre acest proiect, aici va fi practic o mare parte din ceea ce va însemna e oarecum greșit spus un depozit, că până la urmă nu e un depozit, va fi o resursă de importanță strategică. Toate soiurile care sunt în momentul acesta în România vor fi conservate acolo. Da, aici deja sunt aspecte tehnice unde domnul Vânătoru să pricepe mult mai bine. Noi am fost împreună cu dumnealui la Ministerul Agriculturii, am discutat cu domnul ministru Adrian Oros despre această problemă a băncii de gene și din ce am constatat în aceste întâlniri, eu cred și eu, părere personală, cred că informația la dumnealui a ajuns oarecum trunchiată sau eronată de-a lungul timpului și cred că în momentul în care am stat de vorbă și am explicat, domnul Vânătoru a explicat toate amănuntele și care sunt pașii, cred că decizia pe care a luat-o acum este decizia corectă, iar decizia este de a susține acest proiect și de a finanța din bugetul Ministerului Agriculturii acest proiect după ce bugetul de stat va fi aprobat și după aia va fi repartizat pe ordonator de credite, astfel încât de anul acesta să avem o astfel de resursă în Buzău. Acolo e și o schemă de personal, care nu e o schemă atât de mare, e vorba de vreo 30 de posturi, iar cheltuielile de funcționare sunt în jurul a 1 milion de euro, cu partea de dotare și cu ce mai presupune cheltuiala cu bunurile și serviciile. E un proiect pe care ne-l dorim să-l vedem toți realizat în Buzău și aici noi parlamentarii de Buzău, parlamentarii liberali de Buzău, am sprijinit proiectul respectiv și îl vom sprijini în continuare pentru că am înțeles importanța lui. Chiar colegul meu, senatorul Vlad Pufu, îl susținuse și anterior în partea de media. Așa că e normal pentru că el va genera plus valoare în Buzău și va securiza acest tezaur genetic din zona de legumicultură al României. În ceea ce privește proiectul cu universitatea, cel de-al doilea proiect, acolo se fac pași importanți pentru autorizarea filialei de la Buzău. Chiar astăzi, în această seară, înainte să vin la dumneavoastră, am avut o întâlnire cu reprezentanții din Buzău, cei care vor gestiona filiala din Buzău a Universității, cu domnul profesor Manolache. Și aici deja s-a adoptat în Consiliul de Administrație al Universității de la Galați ca din 1 octombrie să funcționeze la Buzău secție de drept de educație fizică și sport și agronomie. E un efort pe care dumnealor îl fac acum să stabilească și corpul profesoral, să vor fi profesori de la Galați și profesori de la Buzău, se stabilește și cifra de școlarizare și se intră în acea autorizare la Aracis.
Am avut o discuție și cu ministrul educației, cu domnul Sorin Câmpeanu, și sprijină și dumnealui proiectul acesta. Și acum, ca să oarecum să trecem de zona asta, de această segregare politică, pentru că îmi rămâne în cap ideea asta, chiar primarul Buzăului, primarul Toma, e absolvent al Universității Dunărea de Jos de la Galați și va exista și din partea dumnealui sprijin aici la, în acest proiect. E extrem de important să dezvoltăm aceste proiecte, pentru că noi ne gândim la viitor. Nu sunt proiecte să ne gândim, domnule, au mai pus unii o bordură și au mai vopsit un gard și gata, asta e realizarea. Nu, noi investim aici în viitor. Și banca de gene reprezintă viitorul. Până la urmă e vorba de securitatea agricolă a României. E vorba despre securitatea alimentară a României și partea de educație este vorba de asigurarea viitorului României din punct de vedere educațional, pentru că dacă nu vom avea generații educate, probabil vom avea generații ratate. Și ca să ajungem în zona asta de educație, ați văzut ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Au existat zeci de fabrici de diplome. Tocmai asta ne dorim, să existe învățământ superior de calitate. Iar învățământul superior de calitate nu îl putem obține decât cu instituții serioase. Universitatea de la Galați e a șasea din ce știu eu ca rating din România. Și atunci când îți vine un astfel de... până la urmă e un etalon universitatea în această regiune. Și o șansă dată tinerilor buzoieni. E o șansă. Urmează să, din ce am vorbit și cu domnul rector, urmează să lucreze și pe acea zonă de pregătirea personalului didactic, pentru că trebuie luate toate pas cu pas. Și ca să le luăm pas cu pas, v-am spus, în 3 luni de zile am luat suficiente pas cu pas și în momentul în care se vor vedea și rezultatele, atunci clar știm că n-am muncit degeaba și că tot ce am vorbit, am făcut. Tocmai de asta noi am preferat să vorbim mai puțin și să facem mai mult. Pentru că atunci când pregătești astfel de proiecte, trebuie să citești, trebuie să te documentezi, trebuie să te informezi și trebuie să întrebi. Nu putem să venim în fața oamenilor cu niște proiecte sau niște idei care n-au niciun fundament în spate. Domnule deputat, o întrebare în ceea ce privește infrastructura rutieră la nivelul județului Buzău, însă aș vrea să îmbrac cumva această întrebare. Știți că atunci când oamenii merg la vot, mai ales când e vorba despre alegerile parlamentare, ulterior, întrebarea care e pe buzele foarte multor oameni este: ce ați făcut pentru Buzău? Ce faceți pentru Buzău? Ce pot face parlamentarii PNL Buzău, de exemplu, în ceea ce privește situația de la Siriu, situație semnalată de presa locală, situație discutată, asumată sau nu și așa mai departe. Ce măsuri se pot lua dacă există, eu știu, o aplecare și din partea noastră? În ceea ce privește acel drum de la Siriu, eu pe drumul respectiv am mers 4 ani de zile odată la 2 săptămâni, că veneam de la facultate. Veneam pe drumul respectiv de la Brașov, veneam pe acolo, pe la Siriu. Acolo au fost probleme... Dintotdeauna. Mereu au fost. Am văzut și bolovani mari cât casa, care au căzut și care au mai împins și cât un troliu cu lemne și l-au împins spre baraj. Am văzut astfel de fenomene. În ultimii ani s-au realizat. A fost și acea, cum îi spunea, ancorare a versanților cu acea plasă. A fost construit acel viaduct acolo. M-am interesat și eu, pentru că nu mă pricep la geologie. Și atunci am întrebat specialiști și acolo specificul rocii de acolo, îmbinat cu condițiile atmosferice, face ca aceste desprinderi ale rocilor în această perioadă să fie mai dese. Din ce
Am întrebat la compania națională, la direcția regională și am discutat și cu șeful de secție de aici de la Buzău. În planul de investiții de anul acesta este prevăzută o ancorare a 100.000 de metri pătrați de plasă care să stabilizeze cât de cât versantul să oprească această cădere a pietrelor. Pare mult. Acoperă... Nu e mult. Nu este mult. E cam un sfert din necesar. Practic, toate aceste alunecări de bolovani, aceste căderi de pietre, au loc în intervalul de la kilometru 79 la kilometru 90. Practic, pe o lungime de vreo 11 km. Iar astăzi, când am vorbit cu reprezentanții de la drumuri naționale, ei chiar veneau din zonă pentru că au montat niște parapeți de plastic acolo pentru a devia traficul și pentru a crea condiții de siguranță pentru circulație. Doar că acolo mai e un aspect. Cei de la drumuri naționale întrețin drumul. Dar problema e alta. Terenul care cade de acolo, al cui e? Și din ce înțeleg, sunt niște entități private care au acel teren. Și acum, nu știu, da, o să mă interesez și eu la compania națională, dacă e o situație similară cu situația fațadelor, de exemplu. Dacă mergi pe stradă și se desprinde o bucată dintr-o fațadă și spică pe o mașină, răspunde proprietarul clădirii care nu și-a îngrijit fațada. Aici, dacă mergi pe un drum național și cade o bucată de stâncă dintr-un teren care e proprietate privată, păi răspunde tot statul. Da, nu știu că și-au pus problema așa. E practic o bună întreținere a imobilelor pe care le dețin entități private. Că s-a încercat un joc politic din toată treaba asta, că sunt reprezentantul de la drumuri naționale de la Siriu, e membru PNL și consilier PNL și primarul PSD care a transformat într-un război personal, într-un război politic cu acuze la adresa companiei naționale. Oare chiar până aici să se ajungă? Se ajunge până aici. Pentru că dacă ne uităm un pic și site-urile care au scris despre aceste incidente, ele au o anumită aplicare, o anumită aplecare. Ei, n-aș vrea totuși să facem și astfel atunci, de... Și atunci, acum nu mai sunt în campanie electorală, pot să le fac, că nu mă mai... Da, ne trebuie dovezi. Așa. Ideea este că acest domn primar de la PSD nu înțelege că vorbim despre condiții de siguranță și dacă ne uităm un pic în urmă, acum vreun an, jumate, doi, erau aceleași probleme. Aici e vorba de o întreținere. Dar eu stau și întreb, primăria Siriu, ce măsuri a luat împotriva proprietarilor de terenuri că au situația aia degradată acolo? Ei ce au făcut? Da, ar fi tare curios să aflăm. Cei de la drumuri naționale fac. S-au dus acolo, fac în fiecare zi întreținere, curăță pietrele, curăță toate astea. Dar hai să nu transformăm disputa asta sau problema asta personală pe care noi avem dintr-o zonă politică, să o transformăm acum în, domne, se întâmplă acolo și nu-și fac unii treaba. Păi cred că nu și-a făcut treaba nici autoritatea locală acolo. Și ar trebui să se uite mai întâi în propria ogradă și după aia să arunce spre cei de la drumul național. Da, domnule deputat, aș fi vrut să vorbim mai multe lucruri în această seară. Aș fi vrut să vorbim și despre vaccinare, aș fi vrut să vorbim și despre Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final, însă asta nu face decât să ne dea posibilitatea să ne revedem într-o emisiune și să discutăm și lucrurile pe care n-am apucat să le discutăm în această seară. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea și vă doresc multă putere de muncă. Și eu vă mulțumesc. Seară bună. Mulțumesc tare mult! Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. O seară minunată! Vă doresc! La revedere!